Te bune ziua din nou și aici la acest stupaj vreau să vă arăt că el, ăsta l-am numit simplu stupul kamikaze, fiindcă albinele lui sunt mai agresive. Mi-aș fi dorit să am mânuș la acest stup, dar să văd dacă s-a schimbat ceva. Eu știu că această matcă o am de 2 anișori. Să vă arăt și rezerva lui de miere. Deci, iată, una cu păstură, miere. Deci asta am pus ca rezerva lui de miere. Iată ce rame avem aici cu mâncare, da? Deci avem păstură. Să vă arăt de ce. Cam cum am pregătit eu pentru anul acesta. O altă ramă, asta e bună și pentru cuib, iată. Deci, aceste rame cu mâncare sunt destinate acestei colonii speciale, special acestei colonii. Iată, aici avem păstura. Păstura este în zona aceasta. Așa arată rezerva de miere a acestei colonii. Da, să vă arăt cum arată. Iată, vedeți că el este destul de mult așa pe rame. Cu ăsta o să mă port foarte, foarte ușor. Nu din cauza că umblu eu așa cu albinele, nu. Din cauza că eu știu un pic mai agresiv. Dar văd că acum sunt liniștit, ia să vedem cât de liniștit. Ciudat de liniștite, bine. Haide să-i aduc și limon afară. Dăm un pic cu fum, să îndepărtăm albinuțele de aici. Da, deja au săi. Deci el sare față de ce am eu, el sare. Sincer, aș îndepărta acea pungă, dar o să vi-l arăt eu cum e pe rame. Are două rame de puiet, l-am verificat data trecută. Mai are un pic acolo în pungă. Ăsta știu mai agresiv, deci nu te poți apropia prea tare. De aleasă îi punem și lui așa turtă. Mă tot gândesc dacă ajunge acea turtă. Știu că i-am pus miere destulă, dar el și consumă mai mult ca ceilalți. Arată foarte bine. Nu scot rame, v-am spus, este un pic mai agresiv. Le îndepărtez eu așa, ușor. Duceviți-mă, fetelor, deci, hai, să nu vă turtesc. Că, de fapt, agresivitatea asta o putem produce noi când omorâm. Nu trebuie să omor multe albine, dar să omor la de fiecare dată când deschis stupul, o să le scutur totuși, că nu vreau să omor, mai ales la ăsta. Așa. Acum stați cu minți, băgați-vă pe urdiniș. Totuși nu vreau să omor albinuțe. Această colonie e și așa agresivă. Am vrut să vă spun că noi când deschidem stupul, le putem face agresive foarte ușor. Omorează albine și din cele mai blânde albine posibile faci cele mai rele albine. Deci degeaba am văzut multe lucruri și degeaba ai tu albine blânde dacă umbli în fiecare
chiar zilnic am văzut că se poate umbla la albine. O făceam și eu, nu condam pe nimeni, asta e curiozitatea omului. Dar dacă umbli, trebuie să umbli cu acea familie foarte, foarte ușor. În special cu acea familie pe care o tot deschizi, fiindcă dacă le deschizi des, azi omori albine, mâine omori albine și încet, încet, așa rele se vor face, că atunci când te vor vedea cu mască pe cap, o să ai în fața, pe capul tău, cu mască cu tot, o să se ai un roi de albine care vor încerca să te îndepărteze, să te muște, să te înțepe, să te dea de acolo. Deci asta e toată problema cu coloniile agresive. Asta văd că începe să se liniștească. Pe mine mă surprinde un pic că e așa liniștit la ora asta. Da, cam asta este. Deci la acest film ați văzut rezervele de hrană care le-am pregătit pentru el și să încerc să nu mai folosesc banii așa, că nu dispunem de bani foarte mulți. Atunci întreținerea coloniilor de albine trebuie să fie cât mai ieftină, chiar spre zero. Adică anul trecut a făcut miere, am luat și noi din această miere, am luat 2 rame de miere. Am luat pentru noi, 4 am lăsat pentru ele. Bun, până data viitoare, numai bine!